un război total al României cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, care oricum sunt într-o stare de dezamăgire și descumpănire totală din cauza celor care astăzi guvernează România. Dacă până acum am avut doar o rezoluție în Parlamentul European, votată de către majoritatea parlamentarilor europeni, inclusiv de către parteneri din grupul socialiștilor și ALDE, este foarte posibil să ajungem inclusiv la sancțiuni financiare împotriva României. Și atunci dezastrul va fi complet. De aceea, dacă îmi permiteți, încheie această intervenție spunând că astăzi Partidul Național Liberal solicită demisia lui Liviu Dragnea ca să ne scutească de fiecare zi în care vom solicita revocarea sa din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Demisia Vioricăi Dăncilă pentru că este o rușine pentru România, este o rușine pentru tot ce înseamnă poziție a României în contextul european de o simbolistică excepțională anul viitor. Și de asemenea, constituirea unui guvern care să asigure României predictibilitate anul viitor, care este deosebit de important pentru fiecare român.